Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar astăzi vom cunoaște împreună o artistă plastică, ale cărei lucrări trec cu ușurință barierele privirii, ducându-ne spre profunzimile sufletești. Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint pe artista plastică Vali Irina Ciobanu. Bună ziua, Vali, și bine ai venit la noi în studio. Bună, Irina, mulțumesc frumos pentru invitație. Uh, aș vrea pentru început să ne povestești ceva despre tine Ceva, așa, ce crezi tu că ar trebui să știe oamenii care nu te cunosc? Mm. Sunt pictor E asta important <laughs> um, Am un atelier superb Cred că și asta este foarte important de știut Pictez niște hărți demențiale Pe care le putem uh, personaliza în funcție de ceea ce își dorește fiecare uh, Am făcut o groază de chestii am făcut etichetele pentru Regno Recaș, am făcut ilustrația pentru o carte pentru copii, care se numește Unde e căsuța mea. Acum lucrez la un proiect foarte spectaculos pentru cei de la Cafune. Cafune e o cafea care are un duh foarte colorat, foarte spectaculos și pentru care fac acum o serie de lucrări. Nu știu. Sunt o grămadă de lucruri de spus și o să le luăm pe rând, dar aș vrea să întreb până ai ajuns la pictură ce ai făcut. Sau a fost așa, dragoste? Eram mică, nu făceam mare lucru. Desenam înainte să mă apuc de pictură, desenam și visam să devin croitoreasă, fiindcă desenam tot timpul hăinițe pentru, pentru tot felul de păpușele pe care le aveam. Și efectiv tot timpul desenam. Pe la 15 ani am ajuns în deci atelierul. Deci a fost, a fost ceva nativ. A fost ceva nativ, dar cu multă șlefuire din partea maestrului Botezan. Pe la 15 ani am ajuns în atelierul lui și am început o ucenicie. Sunt printre puținii artiști care efectiv și-au făcut ucenicia într-un atelier. Adică ai... Practic, ai procedat după stilul vechi. După clasic. stilul vechi, exact. Da, am crescut în, în atelier și, de fapt, am crescut într-un bloc în care erau numai artiști uh, La fiecare etaj erau 4-5 ateliere. Uh, Cinci etaje în care erau și pictori, și graficieni, și monumentaliști, și din fiecare, din fiecare domeniu câte, câte un artist, și fiecare, mai devreme sau mai târziu, și aduce el contribuția la evoluția mea ca artist. Chiar asta vrem să te întreb, faptul că ai trăit printre, printre artiști, printre oameni care visează tot timpul. Pentru că, trebuie să spunem, un artist este visător și își duce visul cumva în realitate. Te-a ajutat să te perfecționezi pe zi ce trece? M-a ajutat foarte mult uh, faptul că am văzut cum se face. Uh, am fost ucenic și copil de mingi Tot timpul, Vali, du-te și ea Fiind cea mai mică, du-te și ea mi -alb de titan Vali, du-te ea, nu știu O sticlă de vodcă, de ce nu <laughs> Vali, du-te ea țigări Și de fiecare dată când veneam de la cumpărături Mă lăsa să văd toată lumea era foarte relaxată și toată lumea era foarte generoasă. Toți, domnul Panaitescu, doamne, era atât de drăguț, Dumnezeu, să -l mereu mi arăta era grafician și mi-a arătat cum face și uh, toate procesele și felul în care îl gândește lucrarea respectivă. Uh, Relu Biculescu, la fel, care este monumentalist și el mi-a arătat cum se face, cum se prepară lemnul. Toate lucrurile astea uh, le înveți văzând pe cineva. Se fură meseria asta. Iar faptul că chiar am avut ocazia să Furme seria a fost un mare atu pentru mine, fiindcă la 22 de ani, când -am, am reușit să-mi fac propriul meu atelier, deja aveam o groază de cunoștințe, încă nu știam să fac toate lucrurile alea, dar de fiecare dată când mă, mă loveam de o problemă, puteam să-mi amintesc, văzusem pe cineva. Puteam să dau și un telefon și să întreb cum se face fratele meu. Ceea ce și asta este extrem de important, să, să vorbești cu oamenii care au experiență și te învață un lucru din experiența lor. Și să înțeleg că nu te-ai lovit de preconcepția aceea de a nu-ți arăta de teamă să nu ajungi și tu la fel de bună. Eram foarte mică. <laughs> Asta a fost marele meu tu. Aveam 15 ani și eram de la țară, o amicită grozav și atunci oamenii nu aveau niciun fel de rezervă. Acum privind retrospectiv, îmi dau seama că nimeni nu avea niciun fel de rezervă față de mine. Și că toată lumea a fost extraordinar de generoasă. Toată lumea m-a învățat din tot sufletul, așa cumva. Chiar am avut perioada asta de, de, atelier. A fost absolut genială și am amintiri foarte, foarte plăcute și am acumulat extraordinar de multe cunoștințe. Mai a fost pomenit și m-a învățat textul una de multe lucruri, dar m-a și introdus la toți prietenii lui și la toate cunoștințele lui, și atunci am avut norocul de a chiar de a învăța lucruri de la oameni care făceau asta, care erau profesioniști. Um, având în vedere că ai avut această binecuvântare de a fura și de a vedea cu ochii tăi, um, aș vrea să te întreb după ce ajungi să cunoști anumite lucruri, anumite secrete, um, cât la sută este muncă pentru a face o lucrare de excepție și cât la sută trebuie să fie talent? Oh, Doamne, păi... Munca trebuie să fie 150%. <laughs> Și e, este important să ai un pic de talent. E foarte important. Dar e important să fii tenace, e important să-ți placă, e important chiar să lucrezi. Că degeaba uh, ai văzut cum face cineva. Până o să ți să va trebui să exersezi cel puțin. Uh, de 10 ori, ca să poți să faci ceea ce omul ăla a descoperit, poate singur, și uh, a exersat foarte mult să ajungă la, la felul ăla de a se exprima. Și atunci munca este absolut esențială. Fără ea nu se poate. E adevărat că nici fără talent nu se poate. Dar nu este suficient talentul. Sunt foarte mulți oameni care sunt talentați, foarte mulți și nu rezolvă nimic. Nu rezolvă nimic. Din 100 de talentați, uh, o să reușească ăia care sunt tenaci și care lucrează suficient de mult. Și Ce probabil că sunt trei. Și <laughs> Îți amintești de prima ta lucrare? Da. Spune-ne cum a fost. Prima mea lucrare vândută, ca așa, primele desene. Are mătușa mai câteva desene de când aveam șase ani cu prințese, dar îmi amintesc că prima lucrare pe care am făcut-o și am și vândut-o, mi-a cumpărat-o bunica verișarei mele. Doamne, a fost o experiență Extraordinar de nemaipomenită că mi-a dat 5.000 de lei, bă, nu mai știu exact cum erau bănuți, ceva cu 5.000, era o natură statică făcută la maestru botezan în atelier, cu metale, cu un fund verde, efectiv mi-o amintesc și am fost extrem de fericită când mamaia Jana a venit și mi-a spus că vrea să o cumpere și o să o postreze, o să, o să aibă mare grijă de ea că e superbă. <laughs> Și a fost așa o lucrare vândută la un preț bun sau... Da, nu. Sau nici nu conta până la urmă. Important nu mă era pricepeam acel... la bani, eram relativ mică, cred că aveam vreo 16 ani și nu mă pricepeam la bani la momentul ăla. N-a fost vorba de bani, a fost vorba că am fost extrem de fericită. Cineva mi-a apreciat lucrarea și a fost dispusă să-mi și dea niște bani pentru ea. A fost, doamna, ce fericită am fost, mi-aduc aminte și acum senzația Ai aia, sentimentul aia, de emoții, așa, da. nu? E foarte, foarte mult îmi place când uh, fac o lucrare pentru cineva și persoana respectivă este foarte încântată. Mă emoționează extrem de, de mult uh, chestia asta. Uh, ai avut pe cineva în familie care să fi avut uh, acest talent al picturii, mm, al desenului? Nu, mm. mm. dar ai mei au fost foarte, să spun, uh, au fost minunați. Uh, îl țin taică era genial taică -mi minunat. m-am dus la el și am spus, tati, eu mă fac pictor. Ei, nu spune ce, ce avea atunci. 15 ani. O, o, Fusese, m Fusese, mă dusese o prietenă de familie, Oana Belu, la maestru Botezan și când am intrat la el în atelier am zis, wow, eu de asta mă fac. Mamă, ce fratele Ce te-a frapat atât de mult atunci? Am realizat în momentul ăla că omul ăsta, asta e meseria lui. Eu nu mă gândisem, nu mă gândisem că oamenii sunt pictori, se duc în atelier și pictează. Nu, nu știu de ce, nu mă gândisem la chestia asta. Mai citiți în gard, dar nu, nu mi se cu place. Nu. Când am intrat la el în atelier, atunci mi-a picat fisa. Omul ăsta. Asta este meseria lui. Trece din pictură. Doamne, deci mi s-a părut genial. Și în momentul ăla, cred că 3 secunde după ce am intrat la în atelier și mi-a picat fisa, m-am gândit eu de asta vreau să mă fac. Vreau să am atelierul meu și vreau să trec din pictură. Și m-am dus la taic meu acasă foarte încântată. Vai, tati, ce frumos! Eu mă fac pictor. Taic mi să e, nu zău. Da, păi poți să pictezi cu eu? Cum să nu poți să pictezi? Pot Pot, da. Și nu uite, dacă vrei să te faci pictor, avem, a luat calendarul de pe perete din bucătărie care avea o imagine cu Maica Domnului, ai văzut cum sunt, cu ca Domnului cu pruncul. Uite, pictează în chestia asta. Păi, dar zic, pe ce să o pictez? Păi, a găsit un carton prin casă și uite, pictează pe chestia asta. Păi, da, mă, tate, dar n-am pensule, n-am culori, aveam niște culori, niște godete de alea cum aveau copiii de la școală. Lasă că-ți fac eu pensule. Dragul de el, deci mi am făcut pensule din părul lui, din părul meu. a, -a luat de la porc niște păr și a legat. Eu, tai, mi-avea o manualitate extraordinar de bună, putea să construiască avioane și tot fel de jucărele. Uite, vezi, se totuși cu cineva. Da, 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 aveam o manualitate fantastică, împletește, împletea coșuri cu foarte tare era. O săptămână nu ți imaginezi în ce hal m-am chinuit să fac imaginea aia cu mai cadonul Am muncit ca un sclav, ca un sclav. După o săptămână m-am dus la el, a reușit. Mi se părea că e identică. Acum mă uit, nu mai e așa identică. Dar la momentul ăla mi s-a părut că este ceva. Dai, că nu a pricepea nici el așa bine la pictură și a zis, Doamne, Vali, dar este superbă, fă te toată pictură. <laughs> Foarte frumos ai făcut, bravo. <laughs> și uite așa, m-au lăsat. Aia a adică, fost prima ta pictură. Aia a fost prima pictură, da, care este așa cum la Valea Popii, pusă frumos pe perete. Și niciodată nu mi-a pus bețe în rate. Tot timpul m-au sprijinit în, în demența asta mea. Nu mi-a spus niciunul dintre ei că, băi, nu se poate trăi din pictură. Niciuna, nu se gândiseră de fapt. Și atunci vin și te întreb. Se poate. se, poate. trăi din pictură? Se poate, chiar se poate. Ce înseamnă? Cum, cum trebuie, ce trebuie să faci să ajungi la un asemenea stadiu încât să poți trăi din pictură? Trebuie să... Cred că și mai chiar ai să încep de mic. Eu am început să colaborez cu galeriile Uniunii de Plastici și când aveam 18 ani. Doamne, mi-aduc aminte și acum când am vândut prima icoană în, într-o galerie de artă la domnul Rădulescu. Dumnezeu să minunat era. Am dus trei icoane, Făcusem niște icoane pentru, pentru, o prietenă, nu le mai vrut, mă rog. Și le-am dus în galerie, prima mea experiență cu o galerie. Și a doua zi, copil, m-am dus să văd dacă s-a vândut. Culmea că s-a vândut și una dintre ele. <laughs> Vai, ce fericit am fost așa până la atelier, la maestru Botezan, cu bani în mână m-am dus. Doamne, deci am fost în extaz. Am fost așa, ceva incredibil de, de, minunat. Și am început, chiar și lucrările care am dat examen, a fost o greșeală, într-un fel că n-am înțeles că Uniunea își punea un adaos, am pus un preț. Lucrările s-au vândut foarte repede atunci, într-o săptămână, deja vădusem toate lucrările, fiindcă Wow. Nu avea legătură cu banii, eu eram foarte fericită tot timpul și am lucrat foarte mult și eram atât de curioasă să văd, să experimentez asta cum se face, asta cum, cum, cum se face. Marele meu noroc a fost că au fost și galeriile în care am reușit, că până la 30 și ceva de ani uh, am colaborat. Erau foarte multe galerii, aveam uh, 18 galerii cu care colaboram și atunci am reușit să-mi fac o clientelă. A fost mai ușor. Acum mi se pare mai greu dacă e să te apuci. Mă rog, nu înseamnă cum se poate. Probabil că în mediul online, dacă reușești cei tineri în mediul online, în momentul de față se descurcă mult mai bine decât noi ăștia. dar una peste alta chiar se poate trăi din pictură. Frate, chiar se poate trăi se poate trăi bine. Dacă muncești și o faci ca pe o meserie și ca pe un serviciu, eu merg la atelier zilnic. Și chiar lucrez. Nu, stai puțin că am sau nu inspirație, că vai de mine, n-am idei. Nu, pur și simplu lucrez. Lucrez. Și încet, încet, ori să vină lucrurile la tine. Nu se poate să te lase universul așa, să mor de foame când tu muncești ca un sclav. Cum este o zi din viața ta? Ah, nu e rea, așa. <laughs> sunt un <norocos>. Sunt convinsă. <laughs> ah, chiar sunt o norocoasă. Nu știu, mă trezesc de obicei și fac schițe pentru hărți de cele mai multe ori și fac documentație. Dimineața la cafea îmi place să am, am acasă un cai de schițe și câteva creioane cu care mă documentez și îmi fac câteva schițe așa. De multe ori merg la sală, de la 10 la 11 trebuie să te menții în formă. Adică ăsta este darul artistului că poate să-și aleagă ziua și să-și facă cum vrei, Lucrează exact. o pur și simplu. Merg la atelier apoi sau se poate întâmpla să nu merg la atelier, să merg la masă cu cineva. Că dacă ai fost la sală să face foame. Dar de obicei merg la atelier. Și am câteva ore în care chiar lucrez și lucrez susținut. Um... Uneori stau până seara, uneori stau până la 9 seara, ori stau până la 6 și apoi merg la un vernisaj. Sunt zile și zile. Sunt zile în care, nu, în care mă duc dimineața la atelier fiindcă am o obsesie și trebuie neapărat să mă duc. Mă duc la 9 și la 9 seara sunt epuizată fizic, dar nu pot să o las fiindcă mă stresează și mă, mă macină îngrozită. Efectiv sunt zile și zile. Dar, într-adevăr, ăsta este marele, marele. Noroc că poți să să-ți faci ziua exact cum cum îți dorești. Ți s-a întâmplat vreodată să ai o zi foarte proastă? De fapt, ce înseamnă pentru tine o zi proastă? <laughs> ah, nu știu ce să zic. Cred că e o zi în care strigi lucrarea. Aia bună, care ți-e și se faină. Păi stai Mam, puțin, că mai e, sunt e, și lucrări. Am văzut cel puțin la artiștii din vechime, din antichitate, că la momentul cu pricina, pentru că nu exista cum există în ziua de astăzi, să ia atâtea materiale, să, mă rog, și le dădeau cu tot felul de chestii ca să le iasă pânza așa cum trebuie. Așa, am văzut că dacă stricau pânza, puteau să picteze peste. Se poate face și așa ceva? A, normal că se poate face, dar se poate întâmpla să duci o lucrare într-un punct în care este absolut uh, spectaculoasă și după cum știi dușmanul binelui este mai binele asta îmi uh, spune să-ți tot uh, timpul da. <laughs> uh, vrei să-i mai faci ceva și deodată îți dai seama că i ai, i -ai, I -ai explicat, pierdut, esența, da. Bă, ai pierdut esența și moment și starea aia. Că uneori lucrările pur și simplu au stare. Poate că nu sunt perfect, dar au starea care trebuie și trebuie să o lași, fiindcă are vibrația care trebuie și transmite mesajul care trebuie. Și te mănâncă, te mănâncă, nu te poți abține, și ai stricat. Ai o zi foarte proastă. Doamne, este o zi îngrozitoare în care îți vine să joci și mi s-a întâmplat de câteva ori să joc în picioare lucrarea nu te și cred. să o tai pătrățele, pătrățele mici cu catră. Vai de cap, Dar la hărți s-a întâmplat așa ceva? Nu, la hărți nu. Bun, Hărțile și acum pentru că, au... pentru că vorbim despre hărți, vreau să-mi povestești cum, cum a venit prima dată ideea de a face o hartă, de la ce a pornit și ce presupune exact munca unei hărți de la A la Z. Prima, prima harta am făcut-o acum 7-8-9 ani ceva gen și a fost uh, o comandă. Um vorbeam cu clienta respectivă care își dorea pentru un cadou. Îmi trebuie un cadou, vreau să merg cu ea în străinătate, să nu fie, vreau să fie mare, dar să nu fie foarte, să nu fie foarte voluminos, că vreau să merg cu el în avion, uh, vreau să fie pe piele, îl pictam pe piele încă de, de pe atunci, vreau să fie pe piele, uh, vreau să fie legată de tutun, fiindcă vreau să o pun în fum, uh, vreau să uh, o făcea cadou cuiva care o punea într-un fumoar. Avea niște fătorii de piele și trabucuri și Mă rog. Ce interesant da. da. Și tot încercam să vin cu idei Și cu soluții Și ideea de harta a venit exact de la nevoia ei De a fi ceva compact, de a fi ceva, nu foarte voluminos. Că am zis că uh, harta o putem strânge pe bețe și o poți duce, așa, într-un tub de piele, eventual. Și încet, încet am făcut o istorie. Prima harta a fost îngrozitor de greu de realizat. Mi-a luat, cred că vreo trei luni. Prima dată am desenat-o pe un calc, ca să fiu sigură că nu greșesc. Pielea nu prea te lasă să greșești. Fiindcă, în momentul în care eu folosesc foarte mult uh, suprafața și culoarea pielii și o lasă să respire pe aici pe acolo și îmi face plăcere să-mi să să -mi transpară pielea așa cum e ea. Să se vadă că dacă o acoperi în întregime, Deodată nu mai are nicio Și atunci nu, nu ai voie să greșești. Este exact ca acoarela. Ca să-ți păstrezi culoarea pielii pe aici, pe acolo, trebuie să fii foarte exact, foarte, foarte precis. Și mi-a luat chestia vreo trei luni. N-a fost complexă nici pe departe ce fac acum, care se justifică. Eu să trebuie în să, luni. să spun că m-am crucit, adică. <laughs> dar uh, mi-a luat foarte mult fiindcă a trebuit să să exersez și să experimentez foarte mult uh, Ai ieșit chiar frumoasă a ieșit chiar foarte, foarte frumoasă și mi-a adus foarte multe comenzi fiindcă era o chestie nouă era o idee și altceva. grozavă și era altceva, da, și toată lumea care tot mi s-a perindat în momentul la prin atelier păi gândește-te că am făcut o groază de hărți și abia anul trecut am reușit să fac prima expoziție cu, cu ele uh, la anul trecut Anul trecut. Mă rog, anul trecut. Câte, câte hărți ai avut în expoziție? La Muzeul, muzeul Hărților și Cărții Vechi N-am avut multe Am avut numai 5 hărți Și schițele pregătitoare Um, am avut și o hartă veche a României, foarte frumoasă, o hartă a muzeului, de la care pornise să fac harta vinului românesc. Și foarte frumos a fost și conceptul, chiar a fost extraordinar de frumos uh, directoarea muzeului Cristina Toma, o minunată și s-a implicat în... Uh, i-a plăcut foarte mult hărțile și s-a implicat foarte mult în proiectul meu și a venit cu ideea asta să pune și schițele pregătitoare ca să se vadă cât de multă muncă este în spatele acestei imagini. Ca așa te vezi la imagine, ți se pare foarte... Eu imagine, dar în momentul în care vezi că am ce înseamnă imagina și de la ce hartă am pornit, că de fiecare dată eu pornesc de la o hartă veche. O hartă veche în jurul care încep să construiesc o poveste uh, a subiectului respectiv și mă leg de tot felul de puncte de pe hartă și elemente de pe hartă, astfel încât am și notate câteva idei pe efectiv pe harta respectivă, și apoi pornesc de la punctul de facere al hărții și construiesc povestea și mă leg de, de ea cam așa funcționează. Și atunci chiar a fost o expoziție foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Și muzeul este nemaipomenit, trebuie să mergeți să-l vedeți, că este unul dintre cele mai frumoase muzee din București, cochet și drăguț și are o colecție absolut impresionantă de hărți, este superbă și atmosfera tot. Câte dintre hărți s-au vândut atunci? Mă, atunci am vândut trei. Din, câte? Bine. Din câte? Din cinci. Eu zic că e foarte bine. Da, este foarte bine. Încă mai am harta venit românesc pe care n-a reușit să -a reușit să vând, dar a fost o, o expoziție de mare succes. Chiar a fost o expoziție de mare succes. Am văzut făcut de tine o, haltă, o harta a Deltei Dunării. Da, am avut-o și, avut și pe aceea la, la de expoziție. De unde a plecat conceptul? Pentru că sunt foarte mulți iubitori de Delta Dunării și sunt convinsă că sunt foarte curioși să audă chestia asta. Am uh, delta Dunării, am avut o comandă pentru cineva în primă fază, pentru cineva care avea o casă de vacanță în delta și m-a rugat să-i fac uh, și am făcut uh, cele două globuri pământești cu toate deltele de pe, de pe glob și am personalizat-o pe, pe delta Dunării uh, și am pus toate păsările specifice deltei, uh, mă rog păsările specifice, cele mai importante specii de păsări din Delta, pești cei mai importanti. Pentru cine e curios, o poate vedea și la noi pe pagina noastră de Facebook, Vocea Armatei, pentru că am distribuit o dată cu postarea de ieri, pentru a-i face atenți pe ascultătorii noștri și pentru a-i face atenți pe cei care o iubesc pe Vali și sunt convinsă că sunt foarte mulți, pentru că am primit multe mesaje chiar foarte multe mesaje. Cu ocazia asta, îi salutăm și pe cei care ne ascultă, acum și vă mulțumim că ne sunteți alături. Dacă aveți întrebări pentru invitata noastră, le așteptăm la postarea cu filmarea în direct. În afară de hartă, știu că acum se vând și printurile. Vreau să-mi explic și ideea de print. Um... Postez de câteva de câțiva ani pe un site american lucrările, iar ei vând printuri. Și am avut în atelier de câteva ori rugăminți să le fac un print. Și atunci am zis ce ar fi să. Mă... de cele mai multe ori îi redirecționam către site-ul respectiv. Dar am zis că, de fapt, ce e foarte frumos la un print este să fie de autor că în momentul în care am eu posibilitatea, pot să intervin peste print. Și atunci am, am făcut o serie de printuri, mai ales după hărți, care sunt niște lucrări scumpe, nu de alta, dar sunt foarte mari sunt foarte laborioase și e normal să se regăsească și în preț uh, toată munca e și firez, documentația și toate. Și atunci am zis să fac această serie de printuri de autor în care și intervin. Uh, semnătura o să fie în original, mai am câteva accente de lumină, câteva accente de umbră, uh, pot să pun o pat și uh, am hotărât că nu o să fac multe printuri am o serie de printuri, 1 din 15 pentru fiecare imagine în parte și atunci poate fiecare om să își dorească și să posede la un preț uh, ok, o imagine, harta schiului de exemplu, istoria schiului care e foarte spectaculoasă și într-o cabană de schi poate arăta extraordinar de bine sau nu știu, istoria farmaciei istoria automobilului care iar este extraordinar de frumoasă și atunci o poți avea în casă ca un print de autor. Pe ce, pe ce suport este? Pe hârtie am făcut sau pe ce Am făcut print pe pânză, am făcut print pe hârtie, pe hârtie mată, pe hârtie lucioasă. Am făcut print pe hârtie mată foarte spectaculos pe care am aruflat-o pe un lemn, am lipit-o pe un lemn. Am și intervenit pe, pe margine cu niște kit și atunci chiar are și un pic de relief și arată foarte spectaculos. Nu-ți dai seama că este un print scriu pe spate că e print, se știe că este print, dar ideea este că arată într-un fel foarte de calitate. Și oricum, cine știe cât costă și cât de valoroasă este o pictură, poate să facă diferența între un print și o pictură, în primul rând, prin preț și prin uh, uh, materialele folosite exact, și așa da, mai da, departe. Da. De obicei, hărți, toate hărțile pe care le-am pictat, le-am pictat pe piele. Aș vrea să te întreb, este greu să treci de la pictură pe piele, de exemplu, de exemplu, la o pictură pe lemn, după aceea pe pânză, cât de greu este să faci aceste transferuri? Nu, nu e, nu. Ține de personalitate, cred. Eu sunt o maniacă a experimentelor. De obicei mă duc pe un anumit tip de, de tehnică și de foarte, foarte multe ori mă plictisesc de tehnica respectivă. Simt eu nevoia să schimb de, 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 de tehnica. E foarte amuzant în momentul în care schimbi tehnica, fiindcă te lovești de tot felul de, 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 de provocări care pe mine personal mă distrează foarte mult. Îmi place mult să experimentez și să încerc. Toate materialele de pe piață le-am încercat, toate suporturile le-am le studiat. Pot să pictez pe absolut orice. Dar asta nu implică și foarte mulți bani pentru că materialele sunt diferite. Nu poți să folosești aceleași materiale. Un șobolan, sunt un șopolan, sunt un hârciog, am atelierul plin. Mă iubesc toți vânzătorii de materiale de pictură. Mă iubesc maxim. Deoarece e suficient să-mi arăt sticluță să spună ia uite, nouă, chestia asta Vali și ce vei face? să încerci o să o cumpăr și o să o încerc. Um, apropo de uh, pictura pe sticlă, am văzut că ai și icoane. Am dar n-am văzut dacă, dacă faci și pe sticlă, am văzut pe lemn, într-adevăr. Am într făcut și pe sticlă icoane, am făcut pe sticlă, am făcut pe lemn, am făcut pe cupru, am făcut uh, pe piele, am făcut uh, icoane pe toate, pe toate suporturile. Care posibil. sunt cele mai, agre mai agreate, mai cerute? nu nu cred că aș putea am avut am avut o serie de diptice și de triptice făcute pe piele, care arătau foarte bine și pe care le prezentam și erau foarte pretabile la cadou. Le prezentam în niște cutii de catifea foarte spectaculoase și ele aveau fețele pictate sau uneori încastram o foaie de alam în care ce era gravată și arătau foarte bine. Alea chiar am făcut foarte multe și au fost foarte spectaculoase, că într-adevăr are o piesă. O piesă extraordinar de frumoasă. Dar am făcut la fel de bine foarte multe și pe lemn, în manieră bizantină clasică, curată, foarte, foarte cinstite, așa. Am făcut și icoane absolut inovative, porneam de la imagine și o duceam într-o direcție un pic modernistă, o patinam. Depinde, nu, nu cred că este o rețetă. Fiecare icoană are cumva clientul ei. Cum te-au purtat emoțiile atunci când ai avut prima expoziție? Uh, prima expoziție am avut-o. Era mică, aveam 18 ani sau 17, nu mai-mi aduc aminte. Um, am avut la Muzeul de Arheologie din Oltenița foarte adică frumos. într un oraș mic. În orașul, da, m-am născut la Valea Popii, Oltenița este orașul în care mi-am făcut debutul. Uh, debutul, ce am făcut și liceu și directorul de la muzeul de arheologie m-a invitat să să expun, aia a fost prima mea expoziție personală. Cum ani ce ce, ce mai, autoportret și puncte puncte. Erau foarte multe, eram maniacă cu autoportretul fiindcă tocmai învățam portret și cel mai ușor este să pe tine, deoarece nu desenezi așa bine când ești mic. Crezi că este cel mai ușor să te desenezi pe tine, adică da. în sensul da. În sensul te... că tu ești singurul care se pozează cu răbdare, ceilalți se plictisesc. Ah, în sensul <laughs> acesta că mă gândeam că e, e, cam adică dificil cumva e ca un ca și cum te-ai vedea pe tine într-o altă lumină, zic eu. Uh, da, avea legătură cu construcția, cu desenul, avea legătură cu axele, iar oamenii n-au răbdare să înveți pe ei începeai să pui axe, să le măsori distanța dintre ochi și uh, mai știi și ce mai măsurai, că stăteai două ore mai să măsori, de asta majoritatea prietenilor mei explodă, o, olor, nu mai termin, frate! <gântu -i> și atunci eram cel mai răbdător model pe care aș fi putut să-l am vreodată și aveam foarte, foarte multe autoporte la momentul ăla și prima mea expoziție a fost, a fost aceasta cu, cu autoporte, foarte frumoasă, chiar și-au fost minunați, și-au venit toți colegii de liceu, chiar a fost așa wow! N-a fost puțin ciudat să te vezi tu pe tine știind că tot mâna ta a fost acolo care te-a scos în lumina aia? A, nu neapărat. Le, privește altfel autoportretul când ești tânăr, fiindcă îl privești ca o modalitate de a învăța. Și de cel mai multe ori te uiți la volum, la umbre, la mai târziu. Acum autoportretele au devenit deodată foarte grele. Și au devenit un ceva de autocunoaștere, un, un fel de autocunoaște. Nu mai are legătură cu volumul, cu construcția, cu lucrurile pe care le făceam acum 25 de ani. Și eram foarte încântată fiindcă mi-a ieșit volumul. Nu conta, sunt eu, nu sunt eu. Nu despre asta era vorba, era vorba despre studiu, efectiv despre studiu. Acum autoportretul într-adevăr e greu. Care a fost cea mai vastă lucrare pe care ai făcut-o vreodată? Și ca, să zic așa, dimensiune, și ca virgulă, complexitate. Am um, foarte complexă și cred că cea mai mare, cred că e harta cu cai din întreaga lume, care are 160 100, 30 să zic, nu mai mi-aduc aminte ceva gen și care într-adevăr o lucrare foarte complexă cu 10 rase de cai pictate pe laterală cu ce frumos! Da, e foarte frumoasă lucrare este absolut spectaculoasă am în partea de jos niște cai sălbatici care aleargă și în partea de sus am un manej din Viena, foarte frumos am încercat să arăt cele două postaze în care cai interacționează odată cu oamenii și ce frumoși sunt în acest dresaj și odată ei în libertate alergând fericiți. De o lucrare spectaculoasă, da. Ai participat și la restaurarea unei catedrale din Blaj. Oh, când eram mică, da. Cum se face treaba asta? Când eram mică, îmi doream să devin pictor de biserici. Era scopul meu viață, să-i pictez uh, o biserică lui Dumnezeu. Și am mers pe câteva șantiere. Din păcate am realizat că nu s așa bună uh, pentru că nu aveai duș, uh, pf, adică condițiile, te oprit, <laughs> condițiile m-au oprit, da, și eu -s mai... Și dacă cumva te-ai și visat un gaudi al picturii, <laughs> Așa, probabil nu am avem și... fizică. <laughs> M-a oprit mult treaba asta. <laughs> dar mi-a plăcut foarte tare, a fost o experiență extraordinar de, de frumoasă iar aia, catedra de la Baj, a fost colosală, că am stat vreo 3 luni eram la un exazet la Facultatea de Pictură și domnul Sava ne-a luat atunci pe șantier pe toți copii și chiar a fost o experiență extraordinar de frumoasă în care am, am învățat un pic să restaurăm chiar ne-am învățat niște lucruri foarte, foarte interesante a fost de fiecare dată că am mai fost pe câteva șantiere de de restaurare monumentală și chiar de pictură. A fost o experiență foarte bună, dar am realizat că nu este pentru mine. Că dacă vreau să mă exprim în direcția asta, cel mai bine o fac pictând icoane, fiindcă liniștea din atelierul meu și uh, confortul atelierului, în esență, sunt mult, mai, uh, sunt mult mai pe structura mea. Din momentul în care ai spus, mă rog, ai spus atunci, eu o să fiu pictoriță. Aia, a intervenit vreodată vreun moment în care ai spus nu mai vreau să fiu pictoriță, vreau să fiu altceva? Niciodată, niciodată, niciodată. Deci în momentul ăla nici nu m-am gândit că aș putea să fiu altceva. Și s-a părut atât de revelator faptul că aș putea să fiu pictor și că aș putea să am atelier foarte mult. Mi-am dorit de, de, la 15 ani până la 22 de ani. M-am străduit în să am propriul meu atelier, fiindcă mi se părea că ăsta este, asta este ceea ce te face pictor. Nu este suficient să ai atelier ca să fii pictor, dar uh, era un pas foarte important pentru mine. Și, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap că aș putea să fi altceva. Casa Vernescu. Ai lucrat și la ea. Am lucrat. <laughs> Cum a fost? Ma, a fost o experiență, la fel eram foarte mică și atunci când ești mic trebuie să, să înveți lucruri. Am, cred că domnul Apostol l-a lucrat atunci. Tot așa, am învățat niște lucruri foarte, foarte interesante la, la Casa Vernescu de parte monumentală și de restaurare și de chiar foarte, foarte, foarte interesante. A fost o experiență faină, mi-a plăcut. Care a fost momentul cel mai înălțător pentru tine ca și pictor până acum? Ah. <laughs> Nu știu, fiecare vernisaj în parte este un moment înălțător. Fiindcă este așa, cum să spun, ți se, uh, Toată munca pe care ai depus-o ca să faci expoziția, să o așezi, să o concepi, să o promovezi în esență, că și promovarea face parte tot din munca unui artist la noi aici, la vernisaj este wow. Este atât de spectaculos momentul ăla în care toată lumea vine și te felicită, și toată lumea are reacție pozitivă în fața lucrărilor tale, cum nu-ți imaginezi. Ne um, uităm și la comentarii, pentru că ai primit foarte multe felicitări de la Lucica Constantin, Anda. anda. Anita Rădulescu și mulți ascultători. Uh, mulțumim! Mai zice cineva, poate faceți ceva mai interesant, că aveți un singur întăritor, adică eu, nu știu ce vrea să spună, <laughs> să ne explice mai bine. Uh, există ceva anume care este gustat la vernisaje, adică un anume segment de pictură sau se merge pur și simplu pe toate felurile de pictură? Adică, de exemplu, faci o, un vernisaj, un vernisaj, pardon, o expoziție, am vrut să zic. Uh, faci o expoziție pentru flori sau cu picturi doar cu flori sau faci de o expoziție obicei, cu de toate? De obicei aleg un subiect, cam așa funcționează. Aleg un subiect, o temă și încerc să mă duc pe ea. Am făcut o asta ultima cu hărțile um în care m-am dus numai pe subiectul respectiv. Acum câțiva ani am făcut un alt fel de zbor, în care am încercat să am, ca temă comună, toate lucrările au avut zborul, nu neapărat că au fost numai păsări în zbor. Ideea de zbor a fost prezentă în toate lucrările. În grație și mișcare am avut ca aici balerină și... În care în fiecare lucrare, la fel, se regăsea tema centrală a expoziției. E mult mai, arată foarte frumos, arată conceptul. Este foarte important să ai un concept atunci când faci o expoziție, astfel încât lucrările. mă rog, și sunt expozițiile de grup în care sunt teme, știi și tu cum se face de obicei. E o temă și este suficient să, să ai o lucrare care se înscrie în tema respectivă. Ai participat și la expoziții în afară? Mă, nu prea, nu. Am avut acum câțiva ani, vreo 10-12, ceva gen, am avut uh, ocazia să colaborez cu o galerie din Canada, Lille de l'Art, care uh, a fost o colaborare destul de lungă, șase luni am, uh, am lucrat cu ei, dar uh, altfel nu, nu știu de ce, nu... Nu ne știu cum se face. Nu, ah. nu știu cum se face mai degrabă. Pentru că am văzut că sunt foarte mulți care participă și uh, eu cred că tu ai uh toate șansele să câștigi o asemenea Sunt convinsă un asemenea că o să se întâmple. Sau... În momentul de față încă și... nu, nu m-am concentrat foarte mult pe pe aspectul ăsta, dar sunt convinsă că o se întâmple. Cine știe, poate o să te trezești cu cineva din afară care îți vede pe Facebook sau uh, vede o pictură de-a ta pe internet și se îndrăgostește atât de tare în încât încât îți face o invitație. Doamne se ajută! Întâmplă, S -s se întâmplă să sperăm! Multe ori. Um, am văzut că ai... Uh, o pictură care a devenit uh, copertă pentru forțele aeriene române. Da. <laughs> Cum s-a întâmplat asta? Uh, pe am pictat uh, lucrarea cu F-16, cred că anul trecut. Da, anul trecut. Um, am avut o comandă de la cineva. Iubitul meu, anul acesta de ziua Forțelor Aeriene, a postat pe pagina lui cu la mulți ani, iar cei de la relații publici, pur și simplu, au le preluat. le au plăcut foarte tare și au preluat imaginea și au pus o fotografie de copertă. Sunt foarte fericită și le mulțumesc frumos. Nu, vezi și armata te iubește, nu doar o da. de... <laughs> După ce ai făcut atâtea expoziții, ce crezi tu că ai putea să faci și nu ai făcut încă? Oh, sunt o de lucruri, cum? Păi spune-ne, că mie S mi se pare că faci foarte multe lucruri și nu știu ce, aș mai, ce, ce ai mai putut tu să faci dincolo de ce faci deja, adică mi se pare extraordinar eu sper că mai sunt o groază de lucruri pe care nu le-am experimentat încă, deoarece, cu, cu exact cum ți-am spus, îmi place foarte mult să experimentez și sunt o groază de lucruri și sunt o groază de tehnici pe care încă nu l-am abordat. Trebuie să mă duc un pic spre pictura modernă. M-am hotărât, încă nu știu exact cum se face, dar o să mă străduiesc să mă duc și în direcția aceea. Sunt o groază de tehnici pe care încă nu l-am încercat, știu sigur și asta, fiindcă nu am avut timpul respectiv. Și uh, modelajul și sculpturi încă nu le-am da suficient timp. Am avut o vară în care m-am am experimentat și m-am jucat un pic de modelaj, dar chiar se poate mult mai bine și se poate pe direcția asta lucra foarte mult. Cred că dacă aș mai trăi cel puțin 250 de ani, aș avea ce să fac. Am văzut că ai schimbat macazul așa și dintr-o dată te-am văzut cu sculptură și zic O, asta este ceva nou <laughs> pentru Vali, deci e interesant. A fost o obsesie foarte amuzantă, a fost o vară colosală aia în care n-am făcut altceva decât să modelez. Am lăsat totul și am modelat. Apropo de balerine și de a picta pe cineva în mișcare, cât este de greu să redai în mișcare? Nu, nu trebuie să stea fix personajul respectiv? sau iei o fotografie și faci de după De cele mai o multe ori se lucrează după fotografie, da. De nu mai se mai multe... poartă ca în antichitate nu. să iei un om și să-l pui acolo să stea, nu știu cum. <laughs> mă, suntem niște norocoși. Nu de alta, Trăim... dar să știi că dacă ai spune că, eu știu, mâine aduci un cum se spune, un om care să fie acolo, exemplu... Să se mă... Da, nu știu, să vină acolo, vin și eu, adică... Gata, Vrei să fii model? Sau... Da, te rog, avem nevoie de model ca de aer. <laughs> mă gândeam eu să pictez pe cineva, știi, cum se făcea înainte, că de, dar e foarte greu. Mie mi se pare foarte greu să faci asta. Din cauza faptului că avem acces la fotografie și fotografia este foarte bună în momentul de față, tehnologia e adevărată foarte mult și poți să faci niște cadre fantastice de o precizie, deși personajul este în mișcare, ai posibilitatea de a-i face o fotografie foarte, foarte bună, atunci este mult mai ușor decât acum 100 de ani, 200 de ani în care Când, da, nu Era o provocare, în... într-adevăr, să să faci pictură cu personaje în mișcare. Acum este mult, mult mai ușor. E adevărat că trebuie să știi să truchezi pe aici, pe acolo, astfel încât chiar să dai senzația de mișcare, dar astea sunt trucuri pe care le înveți dacă vii ucenic la atelier, nu așa la radio. Și trebuie să vă spun că Valia are o grămadă de doamne și domnișoare foarte frumoase acolo și vin și domni, apropo. Vin și domni, da. Deci există pasiunea și în sufletul domnilor da. de Picta. Ce alte pasiuni mai ai? Îmi place să dansez. N-am ureche muzicală, dar eu mă străduiesc foarte tare. Îmi place tango, de unde și pasiunea mea pentru dansatori și obsesia cu dansatorii. Că toată colecția de sculptură a fost pe, pe dans și pe dansatori. Îmi place să citesc foarte mult. Din păcate, nu prea mai am timp. Aștept cu nerăbdare vacanța ca să pot să stau, visul meu este două săptămâni la mare, să stau pe lung să citesc tot ce n-am putut să citesc. Ce fel de cărți îți place să citești? Uh fantezi, fantasy, SF-uri, jucărele. Citesc acum, m-au prostit copiii de la atelier, citesc pisicile războinice, dacă poți să-ți imaginezi poți ce Poți să-mi imaginez că eu mă uit la desene animate, să știi. Și, citim, <laughs> și, eu mă uit la desene animate. Iar soțul meu citește benzi desenate, deci poți să înțeleg orice. Uh, și nu mai spun că trebuie să ne păstrăm copilul din nou în da, e foarte și... drăguță seria asta de cărțulii pentru copii. Și am un motenel pe care îl cheamă Zvetia. Am trecut, am și făcut o expoziție, s-a numit Din dragul este mai ales în care am avut numai lucrări cu motanelul meu și tot timpul îi spun, citesc ce mai citesc, mai războinicul meu! <laughs> Ai trecut și la carte, la coperta unei cărți, din câte că știu eu, pentru copii. Ah, da, am făcut, uh, acum câțiva ani, mai mulți, o ilustrație pentru Piatra de Foc, cred că zicea în uh, traducerea Raluca Incheloaie. Și am făcut o ilustrație de carte uh, acum doi ani pentru cartea pentru cartea unde e căsuța mea, Claudia Marinescu. Ce te-a mișcat spre treaba asta? Am amuzat foarte tare povestiara unde că căsa mea este absolut delicioasă. m am amuzat foarte, foarte tare și când a venit... Să înțeleg că înainte să te apuci ai citit cartea. Am citit cartea, da. Mă rog, mi-a venit cu... Om silitor, adică nu așa... <gwierd> păi nu poți, cum, cum poți să faci ilustrații <g Kesparța> la o carte pe, sunt... pe care nu ai citit-o? <gris> sunt atâția care fac și nu știu, n-au citit-o, n-au deschis-o. A deschis venit o. și mi-a dat uh, foarte tare, m-a amuzat. Zic, mă, o să încerc. Iar cei de la Didactica Publishing House au fost foarte încântați de propunerea mea de, de, ilustrație de carte și iată, e o carte foarte drăguță ilustrată de mine. Cum, cum, sunt privite lucrările tale? Ce fel de public ai? <laughs> Nu știu să spui. <laughs> nu știu să spun. Cred că bine. Oamenii care vin la mine în atelier sunt foarte încântați. Dar sunt oameni care sunt din toate categoriile sociale sau sunt anumiți oameni care sunt înclinați spre partea asta așa mai artistică? Nu neapărat. Sunt oameni, cred că, din toate, de peste tot. Sunt tot fel de oameni care te surprind care sunt drăgostiți de artă și mă descoperă într-o expoziție sau și atunci vor să iau lucrarea sau într-o galerie sau așa. Sau poate pur și simplu au nevoie de un cadou și ajung în felul ăsta la atelier. Sunt oameni și oameni. Sunt oameni care m-am împrietenit și de-a lungul timpului mi-au devenit clienți sau care au fost clienții mei și cu care m-am prietenit și sunt în continuare sau am rămas prieteni. Adică sunt oamenii din toate mediile sociale, nu e de una anumită categorie. Când uh, înveți pe alții să facă ce faci tu, uh, faci cursuri sau cum procedezi? mă îmi place mult. Am sâmbăta, care e ziua mea în care să interacționez cu, cu oamenii și îmi face foarte mare plăcere. Din cauza că eu am fost ucenic și am crescut într-un atelier, mi se pare foarte important să dai mai departe. Și atunci, sâmbăta e ziua în care învăț și eu oamenii să picteze, copiii. Am de zile lucrau numai cu adulți, mi se păreau copiii... Te speriai un pic, nu știai cum să abordezi. De ce? nu știu, așa, că mă timorau un pic. Când eram mai mică, mă timorau copiii. Nu știam cum să-i să abordez. Preferam adulții. Mi-era mult mai ușor, fiindcă adultul înțelege foarte ușor ceea ce explici. Adultul inteligent poate să și facă foarte ușor. Ei, pe explicat odată este suficient și o să-l o să vezi că se manifestă ca atare. Iar copii, lor trebuie să le spui de mai multe ori. Trebuie să ai mult mai multă răbdare cu se ei. Se plictisesc repede? Se plictisesc foarte repede. Trebuie să găsești de fiecare dată modalitatea de-l explica, de a fi pe înțelesul lui, de a-i atrage atenția, de a-l face să, să de menține atenția. Dar cu adulții, am ajuns la concluzia că îl duci până într-un moment, și în momentul în care viața pe el îl duce într-o direcție sau alta, și nu mai vine doi ani la atelier, în momentul în care se întoarce la atelier, nu mai ține minte mic chestie care este foarte frustrant. Nu e posibil. Pur și simplu, nu e uită. ca mersul pe bicicletă. Nu e ca mersul pe bicicletă, n-ai basoia de chestie, nu e ca mersul pe bicicletă, nici măcar desenul, eu exersez. Sâmbetele sunt și o modalitate de a-mi exersa desenul. Am prieteni care, ca să-și mențină mâna caldă, o zi pe săptămână desenează, pur și simplu, fac studii de desen. Este important. Și atunci am preferat, în ultima vreme, îmi plac foarte mulți copii, deoarece l-ai învățat o chestie frate, ține minte, ține minte, dacă l-ai învățat să fac, până sunt la mai an. bun decât adulții, învață mult mai greu, evoluează mult mai încet, dar în momentul în care am învățat este o plăcere să-l să vezi cum evoluează și cum înflorește și chiar dacă, nu știu, doi ani nu mai vine la atelier dintr-un motiv sau altul, în momentul în care vine, pornești din punctul ăla cu el, care este absolut minunat. Ai să... vreun ucenic acum care te urmează? Am câțiva acum. Da, normal, că am, da, 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 am ucenici, am, um, am uh, Irina Constantinescu, care este una din primele mele eleve. Um e mare între timp, cred că a făcut și a 30 de ani, și care este designer vestimentar, Irina Petreanu, care și ea este grafician și are propriul atelier, Alina Coman, care și ea la fel face tot felul de jucărele și trăiește din pictură. Chiar am câțiva care chiar sunt... Înțeleg că faci și design vestimentar? Nu neapărat. Eu mi-am dorit mult să, să fac design investimentar dar nu am răbdare să cost. Și pentru un designer este... Dar De măcar schițele. Schițele mă amuză. Am, am, elevi, am elevi care dau la design investimentar care au dat la design. Am câteva eleve care studiază în Anglia, am una care studiază la Paris, acum la design investimentar fiindcă această pasiune a mea a rămas vie și îmi face plăcere, dar nu, nu știu să fac hăinițe, nu. Oricum, din punctul meu de vedere, dacă tu faci schița, este lucrarea ta, practic. Că o coasă al cineva este partea a, a doua. E cu duș întors. Un designer adevărat cam ar trebui să poată să facă... Cap Produsul, da. Fiindcă este una să-l... Da, să, măcar să faci fi, tiparul. E important să faci tiparul. Că în momentul în care ai făcut -o tiparul, deja este tridimensional desenul tău și nu mai are nimeni o intervenție peste el. Sau așa văd eu lucrurile, s-ar putea să mă înșel. Care este cel mai mare vis al tău în materie de pictură sau sculptură sau artă? Ce vrei tu? n au să am propriul atelier. Mi s-a îndeplinit de mult. Nu există după aceea ce faci, numai ai vise, nu se poate. Visuri, de fapt. Um... Fiecare lucrare, fiecare nouă idee, fiecare expoziție pe care o, pe care o pornesc, fiecare proiect este un vis pe care vrei să-l duci la bun sfârșit. De fiecare dată sunt angrenată în foarte multe proiecte pe care sper și care îmi dau adrenalina care trebuie. Tot timpul sunt într-o adrenalină. De fiecare dată în capul meu pictez și repictez lucrări fiindcă nu știu exact în ce direcție să, să le, le duc. Am proiecte în colțul minții la care mă gândesc de fiecare dată și la fel am adrenalină și sper să iasă foarte bine. Nu, îmi trăiesc vise, visuri zi de, zi de zi Zi de zi și visez la alte lucruri Zi de zi, nu știu cum să zic Chiar aș fi vrut să te întreb Dacă ți s-a întâmplat vreodată În vreo noapte să Pur și simplu să te trezești Cu gândul la o pictură Și s-a întâmplat să apuci... și fac Într-o La 3 dimineața, da. M-am, trezit și m-am venit o idee, mă măcina, fiindcă sunt lucrări care, uh, la care nu ai rezolvare și te scot din Cum există asta? Cum adică nu ai rezolvare? Nu ai rezolvare. Lucrarea nu se face neapărat pe pânză. Nu așa funcționează. Um, o pictezi și o tot repictezi în capul tău. Ai început-o, o duci până într-un punct, e eboșezi. Uh, după care încep să-ți imaginezi. Și cauți rezolvări la problemele pe care, de perspectivă, de, de atmosferă, de sunt tot felul de probleme pe care ți le pui în momentul în care începi o lucrare. Iar cea mai mare parte din timp te gândești la lucrare, nu o pictezi efectiv o ai în colțul minții și o tot repictezi. O repictezi, a, ah, nu prea îți place, o ștergi, o repictezi, mai te gândești, mai dai ceva, mai pui roșu, mai pui ceva acolo, a, ah, nu-ți place, iar o ștergi. Ah, pictat, efectiv, nu durează mult. Mă rog, decât la hărți durează mult, că sunt așa multe detalii încât n-ai vrea să le <laughs> Chiar durează mult. Dar... Cât, îți ia? Cât timp îți ia să pictezi o hartă? Cât timp îți ia acum, după ce ești profesionistă, că deja ai trecut la un alt nivel? Um, sunt hărți și hărți. Sunt hărți care au foarte multe detalii și care normal că o necesită foarte mult timp să... toate schițele, preliminarii, toată nebunia aia durează destul de mult. Uh, trei luni, nu știu să zic că se poate duce o hartă cu documentație cu tot undeva în trei de, de cât este de mare și de complexă că e. sunt hărți care au scene pe lateral scene de jur împrejur, scene pe lateral și niște miniaturi cu diverse detalii normal că o să dureze mai mult să fac chestia dar în momentul în care fac, nu știu ulei pe pânză, pictură de șevalet mi se poate întâmpla să fie într-o zi foarte bună și în patru ore să termin lucrarea pur și simplu mi-a ieșit la picturii care relevă locurile pe unde ai fost. A, prin tabere de creație? Da. Uh, cum faci acolo? Faci A. fotografie înainte sau. Nu, cum? nu, nu. Îmi place când merg în tabere de creație, îmi place mult să pictez, să Pur și pictez și la peisaj, da, în plener. Foarte mult îmi place chestia asta. Și mergi doar în țară? Am fost și în Malta anul trecut. Da, anul trecut am fost într-o tabără de creație în Malta. A fost foarte frumos, dar n-am pictat. Am făcut niște schițe în Malta anul trecut, deoarece nu ne-am luat. Am mers cu avionul și nu aveam cum să ne cărăm. Dar au fost foarte drăguțe zilele alea în care am făcut schițe prin Valeta și prin Medina. Mamă, ce frumos a fost! Chiar a fost super. Dar e foarte frumos când mergi într-un loc să-ți pui și valetul și să începi să, să pictezi. Ce foarte fine tabere de creație, că mergem de obicei în grup, sunt mai mulți artiști. Este o plăcere, eu fiind ducenic, de felul meu, cum ar veni. Îmi face foarte mare plăcere să mă uit la colegi cum lucrează, să l întrebi, să îl cunoști mai îndeaproape. Chiar este foarte, foarte fain. Asta e partea mea favorită. Din... Taberele acestea le organizezi tu sau cum se nu, 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 nu. Particip, sunt organizate de diversi, diversi oameni și sunt invitată sunt invitată. Eu mă gândeam că ți tu studenții și faceți o călătorie de genul Mai acesta. Fa sunt un foarte prost organizator ca să mă exprim așa. Nu mi place să organizez lucruri, mă scoate din minți să organizez lucruri uh, cu multă lume, să și mi-a -mi foarte multă vreme chestia asta, mi se pare de fiecare dată o pierdere de timp, să dai o groază de telefoane, să notezi, să rezervi, să nu am răbdare. Uh, am fost în câteva tabere de creație cu elevii mei, dar de fiecare dată le-a organizat unul din uh, unul din uh, ei. Um și atunci prefer genul ăsta de tabără în care sunt invitată, în care, pur și simplu, te duci și te bucuri de ceea ce se întâmplă acolo. Fiindcă ăstea în care ești un fel de coorganizator, să zic așa, necesită o concentrare din partea ta mai mare. La ce să ne așteptăm la tine la următoarea expoziție? Să știi că încă nu știu în ce direcție să mă duc. Am avut câteva tentative vara asta de direcționare. E adevărat că nu mai vreau să mai fac o expoziție prea curând, că tocmai am avut la Renaissance Art Galerie o expoziție destul de mare în ianuarie. Cu ce a fost? Și, uh, tot cu hărți, cu printuri, am promovat printurile și am avut niște studii pregătitoare la, la hărți pe care am vrut să le arăt uh, pentru prima dată publicului. ש... M am tot am tot atonat perioada asta, diverse diverse idei, încă n-am hotărât în ce direcție să mă duc sunt foarte tentante dar încă chiar nu, n-am hotărât în momentul ăsta sunt așa, într-un ți-am spus, lucrez la proiectul ăsta pentru Cafeaua Cafune și mă amuză foarte tare și m-am lăsat pierdută în, în el că am șase lucrări de mari dimensiuni de făcut pentru ei și sunt Super, mega încântată și am zis că după aceea o să văd în ce direcție o să merg. La o expoziție cu picturi de animale te-ai gândit? Apoi da, am avut cai, nu? Am avut grație și mișcare, cai și cai sunt niște. Eu mă gândeam la ceva mai diversificat, adică și cai și câini și pisica. Și pitici, am pictat și, și mâța, am, am pictat și zvedi. <laughs> <laughs> îl mai ai, pisoiul? Îți cum, da, mă așteaptă acum acasă. Este minunat, îl iubesc foarte mult. <laughs> este extraordinar de încântător să ai o pisicuță mică prin atelier sau pe acasă, că -l... am un rucsac și mă plim cu pisica de acasă la atelier în rucsac. Cine, do Cine dorește o lucrare de-a ta, cum, cum te poate găsi? Cum poate da de tine? Da, e foarte simplu. Valerina Ciobanu și uh, apare Facebook-ul în care e număr de telefon. Am site vicart.ro. Vicart vine de la Valerina Ciobanu inițialele și semnătura mea este Vic. Um, am, sunt foarte multe modalități de a da de mine. foarte ușor. Sunt pe internet. Uh, faci lucrări și la comandă sau doar ceea ce foarte ai? Foarte mult, foarte mult lucrez la comandă și lucrez cu foarte mare plăcere la comandă. Majoritatea hărților pe care le-am făcut uh, au fost uh, realizate la comandă. Tema fiind. Uh, a clientului care vine și spune, nu știu, vreau, fă -mi și mie, te rog, istoria schiului și atunci eu îi propun câteva variante și chiar îmi face plăcere să lucrez la comandă, îmi face mare plăcere să pictez portrete la comandă, mult îmi, îmi place să, să pictez. Um... Da, lucrez destul de mult la comandă și, repet, cu foarte mare plăcere. Ai avut și neplăceri din partea oamenilor? Mă, nu, prea nu. Sunt un om foarte norocos din punctul ăsta de vedere. Chiar foarte rar mi s-a întâmplat să îmi facă cineva o surpriză neplăcută și nu mai mi-aduc aminte. Chiar dacă mi s-a întâmplat, nu mi -num mai adică amintesc. Adică gen să-ți dea, nu știu, o comandă de ceva și după aceea să nu mai vrea? Nu mi s-a întâmplat, nu. Nu ți s-a <laughs> Până înainte de a încheia ediția noastră de astăzi ce ai vrea să le transmiți celor care îți urmăresc munca și care te apreciază? Că vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc din suflet că sunt printre puțini norocoși care au ocazia să facă ce, ce le place. Chiar mă consider norocoasă că pot să fac ceea ce îmi place și că pot să trăiesc din asta, că este foarte important să, să poți. Iar fără oamenii care îmi cumpără lucrările, ar fi imposibil. Și vă mulțumesc foarte mult, și sper că în continuare ori să vă placă lucrările mele și o să doriți să le achiziționați. Noi așteptăm următoarea expoziție și o să urmărim cu interes contul tău, pentru că este unul dintre felurile în care putem să dăm de tine. Dragii mei, aceasta a fost ediția Amprente de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și că ne sunteți alături de fiecare dată. Eu sunt Irina Spilcă, am avut o invitată pe arti artista plastică Valirina Ciobanu și spun artist pentru că nu este doar pictoriță, este un om foarte complex și amplu, după cum ați putut vedea și voi. Până data viitoare, vă reamintesc să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. Numai bine!